Drumuri străzi și gospodării inundate, acesta este bilanțul ploii care a căzut în ultimele două zile în județul Vaslui. 6 locuințe din comuna Banca au fost afectate și circulația pe un drum județean a fost blocată ca urmare a ploii torențiale de ieri. În plus, canalizarea de pe strada Sfântul Gheorghe din municipiul Huș a cedat, fiind necesară intervenția pompierilor cu motopompe pentru a o desfunda. În urma ploilor torențiale din data de 9 iunie 2011, au fost afectate și câteva localități din județul Vaslui astfel. În comuna Banca, satele Gara Banca și 1 decembrie, au fost inundate 6 locuințe și mai multe gospodării ale cetățenilor. Au fost luate de apă un număr de 160 de păsări, a fost afectat drumul județean din zona respectivă. Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit în zonă cu motopompe pentru evacuarea apei. De asemenea, a fost inundată o stradă din municipiul Huș, echipele de intervenție lucrând pentru evacuarea apei din zonă. O comisie de control alcătuită din reprezentanța Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Prefecturii, Inspectoratului de Stat în Construcții și Consiliului Județean s-au deplasat astăzi în localitățile 1 decembrie și Gara Banca pentru a evalua pagubele produse de ploi. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare pentru 27 de județe, printre acestea numărându-se și Vasluiul. Codul galben este valabil de joi de la ora 12 până sâmbătă la ora 6. În intervalul menționat, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și cea mai mare parte a Muntenii vor fi averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificarea ale vântului cu aspect de vijelie și se vor semna la căderi de grindină. Astăzi, bacalaureatul a continuat cu proba de evaluare a competențelor digitale. Proba de, scrisă sau practică, se va desfășura în perioada 10-17 iunie, cu mențiunea că pe 13 iunie aceasta nu se va mai susține, pentru că este a doua zi de Rusalii, zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Rezultatele obținute la acest examen nu se contestă. Astăzi este proba de competențe digitale. Ați organizat totul? Sunteți pregătit în caz de probleme, cum ar fi căderea curentului electric? Da, am făcut toate pregătirile pentru ca proba să desfășoare în condiții bune. Deja elevii au intrat în sala de examen, s-au primit subiectele, se vor distribui la 13 fix. În caz de întreruperea curentului, nu avem generator de rezervă, dar să sperăm că nu se va întâmpla. Se reia proba? Dacă se întârzie mai mult de 30 de minute, da. Probele de evaluare a competențelor digitale se desfășoară în laboratoarele de informatică din fiecare unitate școlară. Accesul la rețeaua internet este permis numai în primele 30 de minute de la primirea subiectelor. Partea tehnică a probelor scrise de la examenul de bacalaureat le dă bătăi de cap oficialilor Inspectoratului Școlar Vaslui. Deși în prima fază au luat în serios montarea camerelor video în sălile de examen, acum, pentru că sursele bănești nu le-au permis acest lucru, organizatorii bacalaureatului așteaptă un sprijin din partea Ministerului Educației. Este o recomandare într-una dintre proceduri. Vă pot spune că până la ora aceasta nicio unitate școlară nu a reușit să achiziționeze aceste camere în vederea supravegherii examenului de bacalaureat, dar probele scrise nu au început încă. Poate la un moment dat va exista și această posibilitate să avem camere de supravegheat în fiecare clasă în care se desfășoară examen de bacalaureat. Școlile au făcut demersuri în această idee către consiliile locale. Cele mai multe dintre răspunsuri au fost negative. Poate că ar fi fost bine ca aceste demersuri să fi fost făcute încă de la începutul anului școlar, deci undeva în septembrie, dar chiar și așa, probabil. De asemenea, consider, și e o părere personală, că e de preferat fie să avem camere de supraveghere în toate sălile, fie să nu avem deloc, pentru că altfel n-am mai respectat prevederea prin care acest examen trebuie să acorde șanse egale tuturor candidaților. Acest sistem poate fi implementat, însă în acest moment este imposibil. Inspectoratul nu are resursele necesare și nici timp nu mai este pentru implementarea acestui sistem. Această măsură este văzută de Inspectoratul Școlar și de Ministerul Educației ca o remediere a deficiențelor apărute de-a lungul anilor la examenele de bacalaureat. Salariații români au liber în prima și a doua zi de Rusalii, potrivit prevederilor păstrate și noul cod al muncii, ceea ce înseamnă că luna viitoare salariații, atât de la stat cât și de la privat, nu vor merge la muncă.
Luni, a doua zi de Rusalii, toate instituțiile publice din județul nostru vor avea porțile închise. Potrivit legislației în vigoare, funcționarii publici vor avea liber, motiv pentru care locuitorii județului nostru vor fi nevoiți să vină să-și rezolve problemele abia începând cu ziua de marți. Cabinetele medicale din ambulatorul integrat de specialitate, respectiv policlinică, vor fi închise, urmând ca toate urgențele să fie asigurate de serviciul UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui și liniile de gardă organizate la nivelul spitalului. În aceeași situație se află și elevii și cadrele didactice. Inspectorii școlari au anunțat că elevii vor veni marți la școală și nu vor avea materie de recuperat. Este ultima întrerupere a anului școlar, care se va încheia pe 17 iunie, când începe vacanța de vară. La sediul Agenției de Plăci și Intervenție pentru Agricultură Vaslui a avut loc o videoconferință pe tema măsurilor ce se vor întreprinde cu privire la situația pieței castraveților. La discuție au luat parte reprezentanții APIA și ai Direcției pentru Agricultura județului Vaslui. Grupul de lucru format la nivelul Ministerului Agriculturii a transmis soluții pentru reducerea pierderilor cauzate de criza de pe piața castraveților, respectiv notificare din partea producătorilor care au suferit pierderi către APIA și Direcția Vasluiană cu privire la suprafața cultivată, producția estimată, cantitatea de castraveți recoltată și nevândută pe stoc. Datele comunicate de Banca Națională a României arată o creștere a creditelor restante. Potrivit comportamentului financiar aferent lunii aprilie, datoriile persoanelor fizice și agenților economici au crescut atât la împrumuturile în lei, cât și la cele în valută. Astfel, de la credite restante în valoare de 89,4 milioane de lei în luna martie, în luna aprilie restanțele au crescut la 92 de milioane și la creditele în moneda străină trendul restanțelor este asemănător. Dacă în martie datoriile în valută totalizau 31,7 milioane de lei, în luna aprilie acestea au crescut la 33 de milioane. La un simplu calcul, într-o singură lună, creditele nereturnate la timp se ridică la suma de peste 4 milioane de lei. Cum era de așteptat, lucrătorii de la stat sunt cei mai loviți. Bucureștiul, Brașovul, Constanța, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara vor fi viitoarele capitale ale noilor județe, conform proiectului de reorganizare administrativ-teritorială a României. În cazul în care aceste municipii vor rămâne bătute în cuie, până la alegerile locale, viitoarele capitale reședințe de județ vor avea în fruntea lor trei reprezentanți ai Partidului Democrat Liberal, respectiv Antonie Solomon la Craiova, Andrei Voloșevici la Ploiești și George Scripcaru la Brașov, doi socialdemocrați, constanțeanul Radu Mazăre și ieșeanul Gheorghe Nichita, un edil țărănist, Gheorghe Ciuhandu la Timișoara și un independent în persoana primarului Bucureștiului Sorin Oprescu. Noua lege a educației propune ca profesorii care predau copiilor din grupuri dezavantajate să fie recompensați atunci când elevii lor progresează. La ora actuală se bucură de această recompensă profesorii care îi pregătesc doar pe olimpici. Un pas înainte pentru incluziunea românilor este și decizia ca în fiecare școală să existe o comisie pentru prevenirea discriminării, alcătuită dintre 5 membri. Comisia va acționa pentru prevenirea discriminării, va crea un cod de conduită pentru elevi și profesori și va stabili măsurile care se aplică în caz de discriminare. Începând de astăzi, elevii claselor a 8-a intră în vacanța de vară. Odată ce au absolvit studiile gimnaziare, aceștia au cu o săptămână în plus față de cei din clasele 1, 7 și 9, 11 pentru a se putea pregăti în vederea susținerii evaluării naționale. În acest scop, în intervalul 14-15 iunie, se vor putea înscrie pentru a putea participa la cele două probe scrise. După câteva zile în care vor putea repeta materia din timpul ciclului gimnazial, absolvenții vor susține prima probă. Este vorba despre limba și literatura română, programată pentru luni 20 iunie. Cea de-a doua probă este la matematică, programată pentru miercuri 22 iunie. Duminică este ultima zi în care vasluienii nici vor mai putea face cumpărăturile la piața Traian. De săptămâna viitoare, primăria municipiului va închide acest spațiu agroalimentar în vederea demărării lucrărilor de igienizare și montarea sistemului de umbrire. Sperăm ca în termen de 2-3 zile de la începerea lucrărilor, acestea să se finalizeze în ceea ce privește instalarea sistemului de umbrire la piața Traian. Producătorii din piața respectiv vor avea amenajate tarabe în fața locației, în timp ce comercianții vor fi direcționați către celelalte piețe de pe raza municipiului. Comercianții și producătorii care își vând marfa în piața Traian sunt nemulțumiți de condițiile în care sunt nevoiți să-și desfășoare activitatea. Aceștia susțin că taxele pe care autoritățile locale le percep sunt mari, mai ales în condițiile în care mult lăudatele standarde europene ale spațiului cam lipsesc. Este absolut necesar să rezolvi cu încălzirea care... Sunteți mulțumită de condițiile care vi s-au oferit până acum? Parțial. Știți cum vom fi mutați? Nu știm, deocamdată nu ni s-au spus că vom fi mutați undeva. E ca la noi, la români. Pe parte faci, pe parte refaci iarăși. Asta este. Atât. Cu banul public se face ce se vede, atât. Altceva
în loc să ne desfășurăm activitatea, facem la neacasă. Doamnă, pe mine nu mă afectează. Eu stau la mama, la tata, chiar nu mă afectează pe mine. Nu. Piața Traiana a fost inaugurată pe data de 30 octombrie 2010 pentru modernizarea acesta, municipalitatea alocând din buget suma de 3,5 milioane de lei. În ceea ce privește noul sistem de umbrire, care va consta în montarea unor jaluzele din metal acrilic, valoarea acestuia ajunge la 139.505 lei. Serviciul Județean de Ambulanță Vaslui a primit undă verde din partea Ministerului Sănătății pentru o finanțare de 17 miliarde de lei vechi. Sprijinul acordat ambulanțierilor vasluieni deloc neașteptat s-a datorat insistențelor conducerii instituției, care nu a avut liniște până nu a obținut banii cu care se vor face investiții importante la Serviciul Județean de Ambulanță. Aveți o veste extraordinară pentru județul Vaslui și anume faptul că ați primit o sumă importantă pe investiții la clădiri de la Ministerul Sănătății. Într-adevăr, la serviciul de ambulanță au fost primite, județean Vaslui au fost primite sume pentru reparații capitale clădiri, însemnând undeva la 17 miliarde de lei vechi pentru clădirile în care se desfășoară activitatea substația Vaslui, substația Bârlat și substația Huș. Este firește o veste importantă, având în vedere faptul că de 25-30 de ani n-au mai fost primite sume pentru genul ăsta de investiții clădiri. Ce doriți să faceți cu banii? La ce v-ați gândit prima dată? Firește că va trebui să regândim activitatea ca și locații a serviciului de ambulanță. Vom lărgi dispeceratul, probabil că vom face dispecerat integrat, așa cum prevede ordinul 2021 al Ministerului Sănătății. Și firește, vor fi create condiții optime pentru desfășurarea activității prespitalicești. O prioritate a Serviciului Județean de Ambulanță este lărgirea dispeceratului, acoperirea garajelor și încălzirea acestora, precum și apartamente pentru medici, dorindu-se mansardarea sediului. Întrucât începând de la anul titularizările se vor face doar pe unități școlare, anul 2011 este ultimul an în care profesorii se mai pot titulariza în sistemul național. Metodologia de ocupare a catedrelor vacante se va schimba de la anul, iar alegerea îi va aparține directorului școlii și consiliului de administrație. Pentru acest an, Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a aprobat pentru concursul de titularizare un număr de 222 de posturi titularizabile. În data de 6 iunie 2011 a fost publicată lista posturilor vacante rezervate pentru concursul de titularizare și concursul de suplinire. Avem 1521 de posturi, din care 1022 de posturi vacante, 277 rezervate și 222 de posturi titularizabile, care pot fi ocupate de candidați prin titularizare pe cu contract pe o perioadă nedeterminată. După perioada de depunere a dosarelor, urmează perioada de validare a dosarelor și iar concursul de titularizare va avea loc în data de 13 iulie 2011 în cele două centre de concurs. Este posibil ca la examenul de titularizare din acest an să se înscrie din nou absolvenții ai Universității Spiru Haret, ale căror acreditare nu este recunoscută. Anul trecut aceștia au fost eliminați din centrele de evaluare. Clubul Liga de Est și-a desemnat lotul cu care va participa la Cupa Internațională de Vară la Taekwondo. Sala de sport a Liceului Emil Racoviță Vaslui a găzduit turneul de selecție a sportivilor clubului Liga de Est în vederea participării la Cupa Internațională de Vară pentru copii, juniori și seniori, care va avea loc la Oradea în perioada 16-19 iunie.
Turneul de selecție este o competiție locală care face parte dintr-o serie de concursuri din cadrul clubului pentru desemnarea celor mai buni sportivi pe luna mai. Scopul acestor turnee constă în dezvoltarea spiritului de competiție și autodepășirea continuă a sportivilor în vederea selecției acestora pentru competițiile viitoare pe plan național și internațional, a spus Mihai Hondru, președintele CS Liga de Vaslui. Au fost selecționați 27 de sportivi, dintre care 18 copii, 5 juniori și 4 seniori. Sportivii din lotul format vor participa la Cupa de Vară la 5 probe de concurs, individual și pe echipe, tul, luptă, sparge, sărituri, autoapărare. Delegația clubului la această competiție va fi formată din 45 de persoane, sportivi și suporteri. Vor participa sportivi din 5 țări, Ungaria, Slovacia, Moldova, Ucraina și România. Handball Club Vaslui își va relua pregătirile abia la jumătatea lunii iulie, când vor fi anunțate și obiectivele pentru noul sezon. Handbaliștii Vaslui beneficiază de o lună și jumătate de vacanță. Staful tehnico-administrativ este în fierbere pentru a pune la punct planul pentru noul sezon, care va debuta în luna septembrie. Urmează să aibă loc o ședință a Consiliului de Administrație al clubului pentru a stabili obiectivele echipei și eventualele transferuri. Avem în vedere să mai aducem cel puțin 4 jucători, în special pe posturile deficitare, a spus Liviu Gugleș, antrenor principal al Handball Club Vaslui. Tot în ședința aceea se va decide dacă este oportună participarea formației de handball la un stagiu de pregătire centralizată și care va fi bugetul pentru noua ediție de campionat. Dorim să ducem echipa într-un cantonament montan pentru a ne pune la punct cu pregătirea fizică. Vrem să facem o figură frumoasă și în noua ediție de campionat, după ce la finalul sezonului trecut am participat la turneul de baraj, fiind la un pas de promovare, a mai spus Gugleș. Deocamdată nu se știe care va fi structura noii ediții a Diviziei A, Federația Română de Handbal a avut mai multe variante de organizare a competiției. Sunt mai multe propuneri. În caz că se vor înscrie doar 28 de echipe, federația intenționează să formeze doar două serii. Dacă vor fi mai mult de 28 de formații înscrise, se va reveni la vechea structură cu 4 serii, a spus antrenorul Handball Club Vaslui. El consideră că viitorul sezon va fi mult mai echilibrat. Se anunță o competiție disputată. Echipa a doua de la Bacău s-a transformat în CSM și are ca obiectiv promovarea. Botoșani și-a făcut echipă de handball, iar echipele din Iași și Galați nu sunt deloc de neglijat. În această vară, primăria Vaslui doar va igieniza stadionul municipal, neavând bani pentru investiții. Deși are întocmit un proiect de avengură pentru modernizarea stadionului municipal și aducerea arenei la cerințele UEFA, primăria Vaslui nu dispune de fonduri necesare pentru demararea lucrărilor. Investiția s-ar cifra undeva la 3 milioane de euro, sumă care ar acoperi costurile pentru mărirea capacității la tribuna oficială, acoperirea tribunei întâi, reamenajarea tribunei a doua și acoperirea ei în totalitate, precum și modernizarea pistei de atletism. Proiectul așteaptă să primească okeiul de la Ministerul Dezvoltării Regionale, având șanse reale să fie aprobat până la sfârșitul anului. Autoritățile locale încearcă să mențină arena în condiții propice pentru găzduirea jocurilor de Liga 1. Vom efectua doar lucrările de igienizare și de întreținere a terenului. De asemenea, vom aduce noi bănci de rezervă conform cerințelor UEFA. Mai lucrăm la proiectul pentru introducerea instalației de căldură la gazon. Deocamdată, la atât ne putem rezuma, a spus primarul Vasile Pavel. În aceste condiții, Handball Club Vaslui are șanse minime să evolueze în preliminarele Ligii Campionilor pe propriul teren. Cel mai probabil, formația vasluiană va discuta meciurile din competițiile europene pe stadionul municipal din Piatra Neamț. Mai ții minte gustul adevărat de mici, cârnați, salam sau costiță pregătite tradițional? Dacă răspunsul tău este da, înseamnă că pe masa ta găsim salamurile și preparatele din carne Boneo, produse de Procip Huș. Dacă e nu, atunci caută produsele noastre în magazinele specializate. Vorbim după!
Procipcuș. Caută în magazine produsele Boneo, mezeluri pentru gusturi alese. Gustul spune totul. În atenția producătorilor agricoli, Seceul Romeza Vaslui achiziționează la cele mai avantajoase prețuri semințe de floarea soarelui, soia și rapiță. Se asigură plata în bani sau compensare în produse finite. Urmând standardele europene, societatea comercializează uleiuri vegetale, șroturi și biodiesel. Important, Seceul Romeza Vaslui încheie contracte cu producătorii agricoli, persoane fizice și juridice pentru culturi energetice. Trenul modernizării plimbă Ulerom în toată Europa. Persoanele interesate pot afla mai multe la sediul societății din strada Podul Înalt numărul 2 sau la numerele de telefon 0235 360 332 și 0235 360 336 sau 0745 665 881. Ulerom, imaginea calității în Europa.